Spune-mi cum te înțelegi cu Smiley. Foarte bine mă înțeleg cu Smiley. Noi nu prea am lucrat înainte de Vocea României pentru două piese, una cu Emilian și una cu Cabron, dar n-am avut niciodată timp atât de mult la dispoziție să-l petrecem împreună, să stăm de vorbă, să vedem dacă avem lucruri în comun. Dar am descoperit pe scaun acolo la Vocea României un prieten mișto, un om de la care am multe de învățat și cu care îmi place să-mi petrec timpul. E distractiv să fiu cu el acolo și e și generos, adică nu ține la el, în parte din ce știe. Și asta mi se pare foarte tare. Am descoperit un om mișto pe care oricum îmi doream să-l cunosc de când eram mică, adică...